Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Azi în Brașov o să discutăm un pic despre persoanele defavorizate, să zicem, de la nivelul municipiului nostru. Doamna Anca Gâțeiu, director adjunct al Direcției de Asistență Socială Brașov, este alături de noi. Să rămână bun regăsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Discutam noi puțin înainte de emisiune că a venit și iarna la Brașov. Am mai avut noi un episod cu niște zăpadă, dar nu putem spune că a fost chiar iarnă, însă între timp a venit și zăpada și au venit mai ales temperaturile foarte, foarte scăzute. Asta acutizează problemele pe care le au oamenii, ce în mod normal au nevoie de sprijinul comunității, pentru că nu se descurcă, nu pot supraviețui. Și aici eu vreau să discutăm cu dumneavoastră. Primul lucru la care te gândești când vezi un om pe stradă este să-l întrebi: n-ai unde să stai, de ce n-ai adăpost, cum putem să te ajutăm? Și pe urmă mai intervine situația a doua în care oamenii spun: lasă-mă în pace, dăm 10 lei sau lasă-mă în pace. Da, așa este. Cunoaștem fenomenul. Acum, ce să vă zic, la nivel de municipiu Brașov avem servicii asigurate pentru persoanele fără adăpost. Avem un adăpost de noapte cu o capacitate de 50 de locuri și un centru rezidențial cu o capacitate de 30 de locuri. Per total sunt 30 de locuri. La data prezentei nu este acoperit capacitatea la maxim pentru niciun serviciu. Respectiv, la adăpostul de noapte n-am avut 40 de beneficiari, azi noapte au fost 33, cam pe acolo sunt. Și mai puțin de 30, cade și sub 30. La centrul rezidențial sunt 15 beneficiari. Bun. Cum ne explicăm că noi tot ne întrebăm dacă există un astfel de centru, dacă există niște oameni care în slujba comunității, evident, se ocupă de ei, de ce preferă să rămână sub cerul liber atunci când temperaturile sunt scăzute, când este frig, când plouă, când ninge și așa mai departe? Pentru că îi vedem pe oamenii ăștia în diverse locuri de pe raza municipiului Brașov. Cred că unii așa s-au obișnuit cu, le place libertatea, libertatea în care trăiesc. E adevărat că trebuie să respecti câteva reguli dacă vine adăpost, cum ar fi să nu fii sub influența băuturilor alcoolice sau alte substanțe interzise, să ai un comportament adecvat față de personalul angajat și față de ceilalți beneficiari, dar pe, în timpul sezonului rece și în special când temperaturile sunt scăzute, beneficiarii sunt primiți chiar dacă au fi consumat alcool, nu sunt lăsați într-adevăr în camere, sunt ținuți într-o cameră separată până se mai evaporă puțin cantitatea de alcool, concentrația de alcool și apoi sunt conduși în dormitor. La plecare dimineața sunt evaluați de către asistentul social, avem și asistent medical care evaluează starea de sănătate și, într-adevăr, sunt, mă rog, nu, îl se recomandă să-și facă curat în dormitor și în special la baie. Nu cred că sunt cerințe prea mari. Ei, în felul ăsta, sunt obișnuiți cu un stil de viață independent, pentru că serviciile sociale nu te fac dependent sau nu sunt pentru a te face dependent de sistem. Trebuie la un moment dat să te integrezi, să te reintegrezi în societate. Și în felul ăsta, bine, și standardele de calitate recomandă să implici beneficiarii în activitățile centrului, în cele de curățenie, cel puțin la adăpost, că aia presupune adăpost. Mai Da, avem da. și... Da, Mă gândeam, poftiți. Mă scuzați, mă gândeam și la faptul că ăsta ar putea fi chiar un prim pas în ceea ce privește reintegrarea în societate. Pentru că reintegrarea în societate și-a un termen din ăsta destul de vag. Dar în momentul în care beneficiezi de niște servicii într-un adăpost de acest fel și te implici în ceea ce înseamnă curățenie, poate și... mai discutam noi la bucătărie și în alte locuri unde ai putea să dai o mână de ajutor, cred că un prim pas a fost făcut, numai că dragostea aceea de libertate de care pomeniți dumneavoastră și care apare
tot felul de forme la oameni, s-ar putea să îi îndepărteze pe unii de dorința de a mai face parte dintr-o comunitate într-un fel sau altul. Să știți că mai sunt și persoane care s-au reintegrat. Știu, dar ăștia cred că sunt excepțiile care întăresc regula. Așa este, avem personal la serviciile acestea, e adevărat puțin și ne-am mai și împuținat în ultimul timp și din păcate nici nu prea putem face angajări. E adevărat că nu toată lumea este deschisă în a lucra cu persoanele fără adăpost. Deși din afară lucrurile se văd într-un fel, poate că te sperie, dar lucrând acolo cu ei nu e chiar atât de, nu e chiar atât de greu. Avem colege care sunt de 15-20 de ani acolo la centru. Noi ne dorim, îi așteptăm, așa cum v-am zis, să vină la centru. Nu e de preferat să stai afară, mai ales pe ger. În loc să vii, avem o clădire nouă, utilată, cu căldură, adică dotată corespunzător. Cea de Avem pe și Panselelor 23 sau nu? Panselelor 23, da. Da, aici cred, noi discutăm în emisiunea asta și venim cu niște idei, cu niște sfaturi. Evident, cei aflați într-o astfel de situație este puțin probabil să uite la noi, la emisiune, la televizor. Foarte puțin probabil, nici nu luăm în calcul. Dar în momentul în care noi, ca brașoveni, oameni serioși, zic eu, mergem pe stradă și întâlnim o astfel de persoană sau vedem că doarme în scara blocului la noi sau la intrarea în sediu firmei, cine știe unde, e, acolo cred că trebuie să fim un pic mai implicați. Și am mai spus lucrul ăsta aici în emisiune și îl repet, sau mă văd nevoie să-l repet, faptul că îi dai 5 lei, 10 lei, care oricum îți prisosesc și poate pentru tine nu înseamnă nimic, nu este un ajutor real. Se va transforma suma asta de bani cel mai probabil și foarte rapid în băutură alcoolică și nu înseamnă absolut nimic bun. Înseamnă că tu, așa ca om, aici, da, domnule, am dat 5 lei, 10 lei, i-am dat unui cerșetor. Și Va aștept crea o dublu. dependență, din păcate. Exact. Dar în momentul în care vezi un astfel de personaj, ce trebuie să faci? În afară de faptul că încerci să vorbești cu el, poți să suni la poliția locală, poți să suni la direcție, ca să nu discutăm în van. Adică sunt convins că sunt oameni care se uită la emisiune și să zică, da, am văzut, dar n-am știut ce să fac cu el. Da, așa este. Pot suna la direcție. Au un număr de telefon de la direcția de asistență socială, sunt mobile, cel puțin al meu cred că e foarte vizibil că mă sună foarte multă lume. Nici o problemă că nu mă deranjează. Pot suna la direcție și se va deplasa o echipă de asistent social pentru a evalua situația. Acum, dacă vă amintiți de domnul care stătea pe la gară într-o mașină cu multe haine, Îl știu, da, exact. Îl știu și am încercat să discut cu dânsul și n-am reușit. Nu, era, se opunea total oricărei discuții. S-au dus colegii de nenumărate ori. Întâmplarea a făcut că am trecut și eu pe acolo odată și am văzut mașina, m-am întors că nu l-am văzut din prima. Am stat de vorbă cu domnul, într-adevăr nu știu cum stătea, era mașina pornită, dar nu avea decât pe scaunul din față atât vizibilitate. Eu nu știu cum circula prin oraș cu mașina aia, că urmă a venit cu mașina până aici la noi. În final am reușit, mă rog, avea motivele lui, spunea domnul, de a nu veni la centru pentru că el a mai fost la centru, dar s-a certat cu un beneficiar. Un alt Beneficiarul care... beneficiar. Da. Acum se mai întâmplă lucrurile astea de a se certa între ei. Până la urmă trăiești într-o colectivitate, trebuie să-ți asumi și niște riscuri sau, mă rog, trebuie să ai un comportament adecvat. Într-un final a venit domnul, a stat un timp la noi, apoi a plecat și este dus într-o chirie, l-au sprijinit câțiva cetățeni și este într-o chirie, domnul, acum. Dar vreau să zic că Nu foarte acela din greu. mașina cu... Da. 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 Foarte greu a fost convins să vină la centru. Bun, acum, ca să facem cumva lucrurile să fie ceva mai clare sau mai liniștitoare, dacă vreți, Brașovul nu are un număr foarte mare de persoane care sunt într-o astfel de situație. Pentru că dacă noi deja îi știm pe unii dintre ei, este clar că nu sunt foarte mulți. Am văzut în orașe europene, poate asemănătoare cu Brașov, deci nu neapărat capitale europene, am văzut un număr mult mai mare de persoane fără adăpost. Dar
și faptul că îi știm pe unii trebuie să fie pentru noi un semnal de alarmă și să încercăm să-i ajutăm. Nu încercăm să-i ajutăm doar atunci când e frică, ar trebui să încercăm să-i ajutăm și Corect. dacă, repet, așa cum am lovit eu la domnul respectiv de o atitudine foarte dură, recalcitrant, așa chiar, nici nu știu, băuse, nu băuse, habar n-am. Nici nu m-am apropiat foarte tare ca să simt, dar cred că aici mai avem de lucru. Noi, ca cetățeni, direcția, poliția locală, cei care sunt, au atribuții în domeniul ăsta. Așa este. Noi, să știți că ne deplasăm, poate că nu în aceea zi, când primim solicitarea, că suntem destul de puțini și cazurile sunt destul de multe de la zi la zi. Dar ne deplasăm și nu ne limităm în a face o singură deplasare. După ce ne deplasăm, evaluăm situația, îi căutăm aparținătorii, facem la primăria de domiciliu, să ne... adică căutăm cât mai multe informații pentru a-l putea ajuta pe respectiva persoană. Da, aici, bun, direcția are niște atribuții clare. Poliția locală are și ea niște atribuții, presupun, Da, pe da. partea asta ce înseamnă că, până la urmă, oamenii ăștia sunt pe domeniul public în general și atunci și poliția locală are treaba ei. Mă întorc iarăși la noi, la oamenii simpli care, pe lângă faptul că sunăm la direcție, ce putem să mai facem? De exemplu, cum am putea noi să ajutăm direcția? Direcția de asistență socială. Există tot fel de campanii, se duc în tot fel de direcții. Vă zic sincer că n-am auzit de niciuna cu direcția de asistență socială. Nu ați auzit, dar nu mai am făcut campanii, să știți. Facem N-am și... auzit eu, mi-asum. Da. În principal, avem cam câte două, trei campanii pe an pe diferite domenii și împărțim pliante, adică ne axăm și pe împărțitul pliantelor la medicii de familie, în principal, și la alte instituții unde considerăm că ar fi Nu, relevant. eu mă refeream la cu totul altceva. Asta e munca pe care o faceți dumneavoastră și Da. este mare regulă. Eu vorbesc de campanii făcute de societatea civilă pentru a ajuta direcția de asistență socială. Eu la Păi asta mă refer. da, ne-ar ajuta foarte mult voluntariat noi pentru. Exact, eu la asta mă refer, că strângem bani în tot felul la tot felul de evenimente, pentru tot felul de lucruri, adunăm haine, adunăm temir ce, ca să zic așa. Banii nu putem să spunem, adică am avut întotdeauna susținerea Consiliului Local, Da, dar acolo lucrurile sunt clare. Ok, este o direcție din subordinea Consiliului Local. Dar putem să facem alte lucruri, nu știu, alimente, haine, pături, un televizor, nu știu, îmi trece și mie prin cap acum ceva și deci spun ce ne mai arde departe. cel mai tare pe noi este personalul de specialitate, adică asistentul social sau infirmiere în cazul căminului pentru persoane vârstnice. Ducem, este o lipsă acută. De aia, la persoane vârstnice, nici măcar nu mai facem instituționalizări din luna mai a anului trecut, pentru că nu avem personal. Și nevoia este foarte mare. Am deviat un pic de la subiect, dar Păi nu, dar e și ăsta un subiect, o pe să ne asta. întoarcem la subiectul ăsta. Da. Haideți să-l continuăm. Deci e clar că în foarte, foarte multe domenii există o lipsă acută de personal, deși la dumneavoastră e o situație Da. similară. Da. Vreau să mai adaug faptul că tot pentru persoanele fără adăpost, mai există și un centru de zi pentru persoanele fără adăpost, care la data prezentă are activitatea suspendată, pentru că, bine, ne-am și mutat de acolo aici, dar nu am avut personal. În luna decembrie anului trecut a revenit asistentul social din concediu creștere copil și acum suntem în curs de documentație pentru licențiere. Să reluăm activitatea. Haideți să o luăm de la zero, ca să zic așa. Și Da. cu mâine și-ar începe centrul activitatea. De câți oameni ar fi nevoie pentru ca instituțiile sau, mă rog, elementele care compun direcția de asistență socială să-și desfășoare activitatea în condiții nu foarte bune, zicem bune. De câți oameni ar fi nevoie? Păi, la persoane fără adăpost, că aici suntem, ne-ar mai trebui, să zic, încă cel puțin trei. Un asistent social, un psiholog și un îngrijitor. Da. Și nu-i găsiți sau nu vin sau sunt blocate Păi nu-i posturile. găsim, sunt blocate posturile. Da, asta este o discuție pe care
o auzim de mult timp deja cu posturile blocate. Nu știu, nu vreau să politizez emisiunea asta pentru că nu este cazul, dar cei care conduc această țară, indiferent de partidul, sunt foarte lejeri și drăguți în exprimare, vedeți. Indiferent de partidul din care fac parte, ar trebui să se gândească foarte bine atunci când dau o ordonanță. Gata, am blocat toate posturile. Da. Păi nu e bine. Hai să vedem ce posturi putem bloca. Acum l-am auzit pe ministrul Rafila ieri sau alaltăieri la radio, spunând, da, domnule, le-am blocat, dar stați să vedeți că în sistemul medical, în sănătate, dacă e cazul, putem să mai facem angajări. Adică o chestie de asta, l-am blocat, dar nu-i blocat. Știi? Dacă împingi cu umărul, poate se deschide blocajul ăsta. Asta e o chestie pe care eu nu cred că o înțeleg nici la nivel național, dar cu atât mai mult la nivel local. Trebuie, și asta presupun că e o ordonanță de la guvern, nu e o decizie a Consiliului Local, trebuie să luăm măsuri în așa fel încât anumite instituții să nu fie niciodată blocate. Sau angajările în anumite locuri să nu fie niciodată blocate. Mai ales că nu cred că e bătaie pe locurile. Nu este bătaie, așa e, dar ar fi important să ne și consulte înainte. Nu înțeleg de ce se întâmplă lucrurile așa. Nevoia foarte mare este pe, cel puțin pe municipiul Brașov și pe vârstnici. Cum spuneam mai devreme, este nevoie, sunt vârstnici ai căror copii sunt plecați în străinătate sau vârstnici fără copii sau cu copii care nu-i mai interesează de ei și chiar sunt în nevoie. Nu avem soluție pentru ei. În afară de a te duce la domiciliu, al consilia și al mângâia pe cap și ai vorbi frumos, nu e soluție. Nu există. Ori nu le ajută foarte mult lucrul ăla. Da, cred că și aici ar trebui oameni de specialitate care să... și partea asta de voluntariat, că ați pomenit de voluntariat la un moment dat, probabil că ar trebui, sunt atâtea asociații la nivelul municipiului Brașov, nu știu și nu vreau să greșesc, dar sunt asociații care vor să intre în contact cu dumneavoastră, vă caută? Nu. Nu. Nu, deci... noi am mai lansat anunțuri pentru voluntariat. Mai vin voluntari, au venit, dar nu pe partea asta de îngrijire ce avem nevoie. Dar ce au venit oamenii să facă, că-s curios? Ce au dorit să facă ca și voluntari la direcție? Păi au venit, Facă avem pe Centrul de Violență Domestică pentru campanii, pentru afișe. Am avut un voluntar, un chinet am avut voluntar, anul trecut câteva luni. Și din câte îmi amintesc, un frizer. Da. Deci iată o situație pe care, nu știu, probabil că și natura instituției dumneavoastră face să nu înțeleagă oamenii exact. Deci, direct e sub primăria Brașov, sub Consiliul Local, știau bani, e treaba lor, se descurcă. Nu știu. Lucrurile nu stau chiar așa, pentru că nu toate lucrurile se reduc la bani, odată, corect. Și doi la mână, și când ai posturile blocate, degeaba ai bani. Sau degeaba, teoretic, ai putea să ai pe linia bugetară niște bani alocați dacă e totul blocat acolo. Da, într-adevăr, așa cum spuneți, cred că cei care iau decizii la un moment dat ar trebui să se consulte și cu oamenii din țara asta, oamenii care muncesc în țara asta, măcar prin reprezentanți, dar bun, nu poți să te consulți cu toată lumea, dar măcar prin reprezentanți, să vii prin sondaj, nu știu, tu ești de la Ministerul Familiei sau cum o fie asta acum, vino frate la Direcția de Asistență Socială de la Brașov sau de la Târgu Jiu sau de la Târgu Mureș sau de la Craiova, de la Iași, nu contează, te și vorbește cu oamenii de acolo și sunt convins că sunt aceleași probleme peste tot. Și cu sau, mă rog, siguranță, 5-10 da. Probleme sunt generale pentru toată țara. Așa la este, da. Și dacă Brașovul, să zicem că nu stă extraordinar de rău la capitolul persoane fără adăpost, dacă mergi în București, vezi cu totul și cu totul alte imagini. Cred, da, așa este. Adică lucrurile clar acolo sunt la un alt nivel. Și dacă întreb pe oamenii de la Direcția de Asistență Socială a municipiului București sau la fiecare sector, nu știu cum se face acolo, o să afli niște chestii. Alea 10 de care ziceam și care cred eu că sunt valabile în toată țara. Iar faptul că nu poți angaja personal
Mi se pare așa, strigător la cer. Stai un pic, că trebuie să lucrăm. Ca să lucrăm, avem nevoie de oameni. Corect, Deocamdată, vrem. inteligența artificială și roboții nu ajută în asistența socială. Poate că ori vor ajuta și la un moment dat, dar nu știm când. Nu, da. Deocamdată ce nu ne ajută la nevoia noastră, nici măcar să ne gândim la roboți. Pentru că Bun. nevoia e acum. No, nevoia e acum, da. Da. Dacă aducem acum un om de pe stradă și se întâlnește față în față cu un robot, o să avem o surpriză total neplăcută. Deci e clar că oamenii ăștia nu sunt la nivelul la care să discute cu un robot sau să folosească un laptop pentru a scrie niște lucruri, nici într-un caz. Noi aici trebuie să ne gândim la capacitatea de a lucra față în față. Doi oameni, unul Da. de la direcție și unul cu probleme, în așa fel încât să cel cu probleme să poată fi ajutat. Și să ai rezultate, da. Așa Așa, este. dacă ai 30 și ceva de persoane, hai să zicem 30 de persoane care vin și folosesc adăpostul de noapte, da? Da. Ar trebui să ai un număr de angajați acolo care să, pe lângă lucrurile normale ce se fac la centru curățenie și așa mai departe, trebuie să fie cineva, doi psihologi, trei, care să discute cu oamenii ăștia. Au nevoie, așa este, da. Să-i întrebe cum au ajuns așa. Așa, un angajat are și el timpul lui limitat și așa mai departe. Trebuie să discute cineva de specialitate cu el ca să poată afla. De exemplu, câți psihologi ar trebui să angajați la direcție? Și La direcție, mulți, la persoane fără adăpost, cel puțin doi, cel puțin. cel Păi, puțin vedeți, ei necesită am zis specialiști. doi fără să-mi dau seama, dar m-am gândit așa la doi, la Da, 30 da. de oameni, ai că zici că vorbești cu Da. ei. Ei trebuie monitorizați și dacă îl ajuți să-și găsească un loc de muncă, trebuie să-l monitorizezi, nu chiar zilnic, dar cel puțin săptămânal, ca să-și mențină locul ăla de muncă. Că sunt foarte mulți care reușesc colegii să integreze mult în muncă, dar la fel de mulți sunt cei care renunță la muncă. Pentru că durează până ei se obișnuiesc cu un program, cu niște reguli, cu responsabilități. Cu lipsa libertății aia de care spuneți. Da. Adică, mă rog, libertatea noi ne-am câștigat-o. Cumva, cumva, în 89, 90 ne-am câștigat libertatea. Dar, dincolo de asta, mai avem foarte multe lucruri de făcut. Am Așa câștigat, este, da. din punctul meu de vedere, nu știu, poate greșesc, am câștigat libertatea și, de asemenea, a venit la pachet cu o doză foarte mare de egoism. Așa Și este, da. doza asta foarte mare de egoism, poate un psiholog ar putea chiar să o înțeleagă, să zică, da, e normal că 52 de ani am fost în comunism, n-aveam voie nici să strănutăm, am scăpat de regimul ăsta și ne-am trezit deodată liberi și... Și nu știm ce să facem cu libertatea. Exact. Nu știi ce înseamnă Da. să-l ajuți pe cel de lângă tine, dacă poți să-l ajute, dacă omul acela merită. Plecând de la premisa că merită ajutat, da? Dar ar trebui să știi ceva, să știi cum a ajuns în situația asta, de ce este în situația asta, cum îl poți ajuta real. Pentru că, repet, 5 lei, 10 lei. Deci, am văzut un individ care i-a dat unui cercetător pe Republicii, o persoană fără adăpost, by the way, cel puțin așa arăta, 50 de lei, 100 de lei, nu știu, o hârtie. Da, cred. Și doamna s-a umflat așa foarte tare în piept și a continuat să meargă pe Republici. E, ce a făcut? I-a oferit mai mult de băut în ziua respectivă. Adică Păi nu știți ce a fac? făcut... Da, în felul ăsta îi ajută să meargă. Că Să-și dea seama că merge așa și să mi-au refuze pus colegii, ajutor. da, el adună bani, seara se duce la o pensiune, la mai ieftină, și a doua zi face același lucru. Ori în felul ăsta el nu se va mai reintegra niciodată. Că au șanse cei care vor să se reintegreze și urmează programele colegilor mei, asistent social, psiholog, se pot reintegra, că sunt sprijiniți. Da, și asta este o chestiune. Mulți arată, de asta nu știi cu ce fel de om ai de-a face.
Tu ești bine îmbrăcat, încălțat, Da. cu fesul tras pe urechi și mergi pe stradă și lângă tine e unul care zgribulit într-o gecuță, într-un Adidas, și adică o chestie de genul ăsta care te impresionează. Da. Nu te mai gândești la nimic, pur și simplu ai băgat mâna în buzunar, unde știi că îți prisosesc niște lei și ai dat și mergi mai departe. Tu ești în continuare îmbrăcat, bine, încălzit și așa mai departe și ți se pare că ai făcut un lucru extraordinar. Eu, n-ai făcut un lucru extraordinar, ai făcut poate un lucru bun, să zicem, într-o oarecare limită, n-ai făcut un lucru neapărat rău. Dar uneori faci rău făcând asta. Pentru că întreții, de fapt, o stare de fapt. Am Așa repetat este, da. aici o combinație, fapt și stare de fapt, dar întreții, de fapt, o situație care ar trebui curmată într-un fel sau altul. De asta există campanii peste tot în lume, numai în România. Nu le dați bani cerșetorilor. Toate capitalele europene, mai devreme sau mai târziu, vor avea un astfel de indicator, pentru că eu le-am văzut pe aici, pe acolo. Și o să tot apară. Pentru că este un flagel, este o situație și dând bani unor oameni aflați într-o astfel de situație jenantă până la urmă, nu faci decât să le întreții ideea că lasă-mă că merge așa. Da, din păcate, da, nu cred că se va stopa prea ușor fenomenul acesta de a le da bani. Pentru că, așa cum spuneți, ai impresia că faci o faptă bună și probabil că este o părticică și faptă bună, dar nu îl ajuți pe perioadă lungă. Da, e o picătură de apă într-un ocean, ce să mai. Da. Nu e. Acum, nu sunt eu tot la măsură întotdeauna să dau sfaturi, dar mai dau câte un sfat din când în când. De exemplu, tot felul de campanii pentru spitale, la nivel național, donezi un euro, doi, trei, cât crezi tu că te ține buzunarul. Și uite, la București s-a făcut un spital. Niște oameni, în afara sistemului, în afara guvernului, în afara ministerului de resort, au făcut un spital. Niște doamne. Tot așa, cu Da, bani da. adunați de la unii care n-au vrut să dea bani la cercetori. Au zis, dăm altcuiva, găsim Cu alt scop, da. din prea plinul nostru, ca să folosesc o expresie românească, neaușă, din prea plinul nostru, am făcut un lucru cu adevărat bun, cuantificabil. Poți să vezi clar ce s-a întâmplat. Uite, eu am dat 2 euro, tu ai dat 2 euro, ăla a dat 2 euro, celălalt a dat 2 euro, altul a dat 10.000, fiecare Da. tavă. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Să sperăm că se vor găsi soluții, că până la urmă am constatat noi că speranța moare ultima în România. Dar să sperăm că se vor găsi soluții, să fie și oameni angajați la direcție, așa, acolo unde sunt locuri de angajat și sunt convins că există, deși, repet, nu cred că e bătaie pe locurile alea, dar probabil că sunt oameni care ar putea să se angajeze dacă acele posturi n-ar fi blocate. Și să sperăm că și Da. oamenii ăștia de pe stradă, fără adăpost, vor înțelege la un moment dat că. Chiar și așa, cu oameni puțini, noi îi așteptăm la centru decât să Deci. stea în frig. Da, recomandațiile, voi cei care vă uitați la televizor acum, recomandațiile oamenilor fără adăpost pe care îi vedeți și care vin poate la geamul mașinii sau îi întâlniți undeva pe stradă, pe pietonal, cu mâna întinsă, recomandațiile să meargă pe strada Panselelor la numărul 23. Este un centru pentru persoane fără adăpost acolo. Mai mult de atât, nici nu știu dacă e cazul. Da, mulțumim frumos, doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Mulțumim și eu. Ghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.